Peste 60.000 de români suferă anual un accident vascular cerebral, arată datele Ministerului Sănătății. Bolile cerebrovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de deces și de dizabilitate în România, iar în acest context, anul acesta Ministerul anunță că a introdus un atestat de studii complementare, care vizează pregătirea medicilor pentru realizarea procedurilor neurointervenționale, precum tratamentul endovascular al AVC-ului. Ar urma să fie alocată finanțare directă pentru neuroreabilitare precoce a pacienților cu AVC în secțiile de neurologie. Anumite categorii de pacienți care în prezent nu beneficiază de inițierea procesului de reabilitare în faza acută a patologiei, atunci când neuroplasticitatea creierului încă permite recuperarea funcțională, vor fi ajutați să-și recâștige mobilitatea, îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții. De altfel, România, prin ministrul Alexandru Rafila, și-a luat angajamentul că va lupta pentru scăderea numărului de cazuri de AVC și tratarea acestora în centre specializate.